Ei bine, iată că a venit momentul să se umple platoul de arome. E timpul pentru cozonacul de aur. Așadar, oameni, a sosit momentul să intre cei mai incoruptibili jurați din galaxie. Nimeni altul decât maestru universal al cozonacului, celebrul domn Nea Vasile! Ce face domnul Nea Vasile, regele cozonacelor pe România? Hai mă, Cătălică, hai bre, că l-am văzut și pe Cristi Bozgan de la, ferma. A venit la cozonac, a făcut poză cu mata, am văzut pe pagina lui de Facebook. Și a zis că ești un om modest, că ce cozonaci bun faci, că ești un om extraordinar. Exact, da. Mi-a făcut o mare surpriză, nu mă așteptam. A fost, dar când a venit, l-ai recunoscut din prima? Acum. Pentru că l-a scris acolo în postare, Cristi Bozgan a zis: bă, m-am dus să-l căutam pe domnul Nea Vasile, că tot îl vedeam la Măruță la emisiune, și m-am dus să-mi iau cozonaci. Și nici nu știu dacă e bine să scriu, să nu scriu, să nu înțeleagă lumea greșit. Și omul a scris extraordinar de frumos de dumneata și de cozonaci. A zis că sunt senzaționali. M-a dat când ai văzut, a venit să mă bată, să mă ia la fermă acolo. Cam așa. Domnul Nea Vasile. Perfect, domnul Nea Vasile. E ultima săptămână, trebuie să fim din ce în ce mai buni, în forță, da? Perfect. Să luăm un loc și să fim incoruptibili, da? Corect. Perfect? Corect. Corect. Iar dacă e domnul Nea Vasile, președintele jurului, vine și lordul intergalactic al bucătăriei, prietenul nostru, șef Alex Cârțu. Asta e nouă cu lordul intergalactic al bucătăriei. Sună mișto, da, sună bine. Sună bine, exact, Alex Cârțu. Nu știu dacă știi, dar astăzi avem un concurent, are doar 21 de ani. Cât Maria. Poftim? Cât Maria. Cât prietena ta? Da. Da, de asta am zis că e categoria ta. Coincidență, nimic special. Mulțumesc. Da, dar nu tu ne-ai recomandat să... Nu e ea care ne-ai trimis-o tu și ai zis că... Pe care ne-ai trimis-o tu, nu? Mm. Se uită Maria acum? Se uită, da. A, iartă-ne, am crezut că mai se mânti. Dar n-am recomandat pe nimeni. Da, Doamne. Perfect. E o glumă, oameni buni, pentru că poate sunt și alte concurente care nu înțeleg glumițele noastre la care doar eu și Ciucă râdem. Râzi, mă. Și avem un jurat surpriză pentru toate doamnele, pentru toate domnișoarele. Vine alături de noi un om care ne este foarte drag. Acest cavaler Jedi al mâncatului sănătos și echilibrat. Nimeni altul decât Randy! Întotdeauna am zis de tine că ești omul care ești cel mai echilibrat când vine vorba de mâncare, de sport, întotdeauna. Mai sunt niște băieți, mai sunt, dar îmi place că mă alinți. Da, și vreau să le spun oamenilor că tu ești și priceput în ale cozonacilor, pentru că ai fost și la alte concursurile ale noastre în juriu. Just, bă, și toate domnișoarele zic: bă, când mai facem, Randy, cum ai făcut tu la Bustul Gol cozonaci, cum băteai coca aia? Păi de Crăciun, când să fac? Deci de Crăciun, pe ce dată? Să ne zici ora, ca să anunțăm pe Instagram, adică sper că e live. Ce dată și ora? Îți dau un mesaj. Te rog frumos. Da. Dar tot așa la Bustul Gol? Băi... Așa e tradiția. Depinde de temperatura din cameră, spun sincer. Eu zic că așa trebuie să fie tradiția. Așa o să fac. Randy la Bustul Gol făcând cozonaci de Crăciun. Apropo de asta, tata mereu zice: nu e elegant să faci teoriul la Bustul Gol, mai îmbracă-te. Zice tatăl tău? Da. Deci și? Nu știu dacă să fie la Bustul Gol. Păi nu. Măcar într-un maio, să vadă brață. Mă, lasă că nu faci pentru tata cozonacul la Bustul Gol pe Instagram. Istoriile le fac pentru tata și totuși uite că le vede. Se uită? Da. Și zice: bă, mai îmbracă-te și tu. Mai îmbracă-te, că nu e elegant, da. Eu nu pot să nu-i dau dreptate. El este Randy, oameni buni, un băiat senzațional. Și astăzi aici pe scaunul juratului. Așadar, deschidem ultima săptămână din cozonacul de aur cu cea mai tânără concurentă, Alex Cârțu. Are 21 de ani, Alex Cârțu, următoarea concurentă, și are mari șanse să-i fie pe plac lui Nea Vasile. Pentru că face cozonacul tradițional. Haideți să o vedem la treabă, apoi o așteptăm cu cozonacul în platou pe Mădălina, imediat. Mă numesc Mădălina Uraru, am 21 de ani, am doi copilași de 2 ani și cel mic de 4 luni și astăzi o să vă pregătesc cozonacul tradițional după rețeta bunicii mele. De Paște, anul acesta, am făcut pentru prima oară și mi-au ieșit. Nu știu cum, dar au ieșit. Și acum, când am văzut concursul dumneavoastră, am vrut să mă înscriu de la clătitele, concursul cu clătite. Și n-am avut poză cu clătite să vă trimit și acum când am văzut cozonacii, am zis: da, să
Fac și eu ceva. De când l-am născut pe Marco, primul băiețel, am început să-i gătesc lui când am început cu diversificarea și atunci, ușor, ușor, am început să le fac pe toate. Ai exersat zilele astea? Nu, nu, deloc. Azi de dimineață, foarte puțin, doar așa, nu știu, ca să nu o dau în bară. Dar tu de meserie nu ești patiser, asta este doar o pasiune, nu? Împreună cu părinții soțului meu avem o afacere, o firmă de catering și nu pot să spun că mă ocup eu foarte mult de ce înseamnă ea, dar este a familiei, practic. Acum facem împlutura simplă, de cacao cu nucă și albuș de ou. Ce preparat îți iese cel mai bine? Care este cel mai lăudat? Păi, prăjitura tiramisu, dar pot să spun că mai sunt, că fac mâncare foarte gustoasă. Și nu știu, așa, mâncărurile în general toate sunt bune, sau cel puțin așa mi se spune. Înseamnă că te iubește soacra. Și soacra, și soțul, toată lumea. Crema este gata, aluatul este dospit. O să scot aluatul și o să începem să montăm cozonacul. Aluatul a dospit. Este exact așa cum îi place lunea Vasile. Și acum o să începem să-l montăm. Ți-e frică puțin de lunea Vasile, nu? Da, că știu că îi plac cozonacii tradițional mai ales. Să vadă ce cocă, ce aluat bun am făcut și să-i placă cozonacii mei. Dar am văzut că ai folosit furculița la toate, în toți pașii. Da, este... Este ustensila mea, tău. Da. Asta este secretul, de fapt, furculița. Da, furculița mea. Da, poate mi-aduce noroc furculița asta. Acum o să-l mai lăsăm puțin la dospit și o să-l punem în cuptor. Și acum o să-l lăsăm la copt în jur de 50 de minute, 60. Și o să vedem când o să fie gata. Cozonacul este gata și o să-l tăiem să vedem cum a ieșit. Ești mulțumită de rezultat până acum? Da, oarecum. Nu, nu, nu trebuie să zic asta, nu? Nu. Păi da, dar nu sunt mulțumită că s-a lăsat din tavă. Aceasta este rețeta mea de cozonac tradițional. Sper să vă placă și o să ne vedem la jurizare. Așadar, cea mai tânără concurentă, 21 de ani, doi copii, a venit la Cozonacul de Aur, ediția de Crăciun 2020, cu un nume parcă predestinat pentru marele trofeu, Mădălina Auraru. Că e de aur, înțelegi? Cozonacul de aur, de aur. Bună, mămicuțo! Bună ziua! Ce faci, Mădălina? Bine. Ai emoții? Da, mai. 21 de ani, doi copii acasă? Da. Se uită acum? Da. Soțul se uită și el? Da. Se uită și el? Da. Soacra? Și ea. Acolo e, de fapt, jurizarea corectă, nu? Da. Asta e cozonacul, dar ăla din imagine era împletit, arăta altfel. Și ăsta era împletit. Și cum ai zis, ce-a pățit? Și ăsta era împletit, dar ce-a pățit? Hai. S-a despletit? S-a despletit în timp, da. S-a despletit, se mai întâmplă, stai liniștită. Dar când i-ai făcut? Aseară. Aseară? Ieri, ieri la ora 3. Adică a stat un pic așa 24 de ore. A stat 24, da, de ore. Soacra a stat în bucătărie să te vadă? La ăștia nu. Uh-huh. Dar face mama soacră cozonaci? Foarte bun. Și tu de anul ăsta ai început, nu? Da, din aprilie. Exact, din aprilie. Și ai venit aici la concursul Cozonacul de Aur. Deci îl duc să-l vadă prima dată, pentru că prima probă este să ne uităm cum arată, după aia îl gustăm, domnul Randy. Mie nu-mi place prima fază deloc. Prima îmi place aia cu mâncatul. Cu prima fază nu-ți place, nu? Ia să vedem. Haide să ne uităm la el. Îl mirosim. Și prima dată doar în ceea ce privește aspectul. Deci, Nea Vasile, ai văzut, Mădălina a făcut cozonacul tradițional. Da, da. Ăla din poză, din filmare, arată
Super, chiar mă... Ăla din filmare, într-adevăr, parcă arăta mai bine ca ăsta, da, nu? Da. Dar ce ăsta ce-a pățit cu Mădălina? L-ai am zis la cantitățile. Mare, păi de ce? Ca să fac 4, să văd cum iese. Păi și ai făcut 4 și au ieșit, din 4 au ieșit 1? Da. Adică în ăsta sunt 4 cozonaci? Sunt cantitățile pentru 4 cozonaci? Nu, i-am împărțit. Oh, păi și de ce nu ești împletit tu? Păi am împletit, dar nu... Nu înțelegi, ce era bun a rămas acasă. Corect, la familie. Ba nu, o să vedeți, gustul este foarte bun. Exact, pentru că noi jurizăm și gustul și aspectul. Ia zi, Alex, ce te strâmbi așa? Ia zi. Vroiam pe cel din imagine. Oh, doamne. În câțiva ani vom putea face aceste lucruri cu ajutorul tehnologiei. Direct. Cel din imagine să apară direct aici. Dar fii atent, ăla din imagine... stai să-l arătăm la început. Pe cuvânt semăna foarte mult era și cu vine trofeul exact emisiunii. Uite, cu cozonacul ăsta era așa pufos, grăsuț, galben. Exact. Mă, și ăsta e gras. E gras. Dar vezi tu, n-are... E un pic ars, dar ce contează? E un pic ars. Da, este un pic ars. Fii atent, Randy, prima dată trebuie să ne uităm așa cum arată. Arată bine, nu? Băi, sau ai văzut cozonacul? Din direcția asta arată foarte bine, uite. Spre din, tine. De stai. Da. Nu e aia direcția. Uite, asta e direcția, așa. Stai. Asta e direcția din care arată foarte bine, zici, nu? Si, si. Certo. Certo. Iar asta e direcția din care nu arată chiar cel mai bine. Asta e direcția din care domnii strâmbă din nas. Nu spune culoarea. Ce? Cum? Ce nu spui culoarea? Nu, mie mi se pare că miroase bine, acum nu știu la gust. Dar abia aștept să iau 3 sferturi din el acasă. Spune. Hai să vedem! Deci, prima părere, vă rog frumos, vorbiți cu Mădălina. Mădălina, o să urmeze un moment așteptat de o țară întreagă și de mama soacră, când îl vom tăia. Uite, l-am prezentat cu partea frumoasă la televizor. Stă bine cu cuțitul. Zi, Alex, zi, ce ai de zis? Zi, că ai ceva de zis? Al tău cuptor cam arde într-o parte. Tocmai de asta avem un super premiu, un cuptor pentru cozonacul exact de aur. Dar trebuie să fie demențial la gust, ca să câștige acel cuptor. Și doi, am văzut că-i coci pe 180 de grade. Ceea 150-155 maxim. Dar de ce? Scrie undeva în carte chestia asta? Pentru că se va arde la exterior și nu se va coace. Deci o regulă foarte clară, 150 de grade. Bă, dar mama când avea cuptor, când avea cu timer de ăsta, cum îl potriveai tu? Păi era pe feeling acolo. Bunica, bunicile din lume aveau ele ceas, 150-40 de minute. Bunica mea avea un cuptor și proptea, tot timpul se deschidea ușa și proptea păcălețul, știi? Păi și... Bunica mea gătea foarte bine, dar ți-am zis, nu era un etalon la cozonaci. Pentru în altă că era, parte, nici era nu mergea bunica cu cozonacul la concurs. Cum? Nu mergea bunica cu cozonacul la concurs. Și asta e adevărat. Știi? Da, Vasile Bre, chiar când ai început, m-a atat cu cozonaci. Aveai timer de ăsta la cuptor? Acum 20 da, de ani? Da. Număra în gând. Da. Nu, o oră și cât era o oră? Numărea gradele în gând, da? Număra în gând, dar temperatura cum își dădea seama cum e? Ba și tu mâna, n-am știut. De ce tu cuptor, da? Nu știu cum e, că n-am trăit chiar adevărat în spate, da? Bun, tem cozonacul. Mădălina, nu te lăsa influențată. Cozonacul tău poate să fie senzațional, asta contează, da? Ai emoții, te simți, tremuri! Așa e? Da. Vrei să-l saluți pe soțul tău acum? Să-ți mai treacă din emoții? Da, să-i spun că-l iubești pe el și pe bebeii mei. Cum îl cheamă pe soț? Ștefan. Salut Ștefan și copiii? Marco și Filip. Marco are 4 luni? Nu, Marco are 2 ani și 4 luni și Filip are 4 luni. Aha, am înțeles. Bravo, mămică tânăr, 21 de ani, superb. O să fii prietenă cu ei. Tăiem cozonacul. Pregătită? Da. Se uită și mama soacră acum? Da. Doamne, ce mâini rece ai. Sunt sinceră. Sinceră, deci are, nu știu cum se zice. Are niște emoții și momentul adevărului. Mamă, ce frumos se taie. Știi s-a cum tăia e? Perfect. Hai și prinde sânge. Să-i dai lui Randy acasă partea abia aia. Abia aștept asta, să-l desfacem. Mă iau, abia aștept să vedem... cum arată? Sunteți pregătiți, Randy? Nu mai ține în tensiune atât acum. Ești pregătit? Da. Nea Vasile? Da. Alex Cârțo? Da, după pregătiți pauză. Toți? Da, după deschid pauză. Odată poarta raiului. Până îl cunoaștem pe primul Kevin de România, este spatele camerelor de filmat. Eu zic că ar fi cazul să nu vă mai ținem în tensiune și să vedem cum arată cozonacul făcut de Mădălina, cea mai tânără concurentă, 21 de ani, din București. Pentru că... Din București, da? Popești. Din Popești? Da. Popești la Ordeni?
Bravo, și unde stai în Popești, Leordeniu? Yeah, yeah. Cum intri? Nu, stau în Leordeniu Vechi. În Leordeniu Vechi? Da. Am înțeles. Și salutăm și pe cei care sunt din Popești, Leordeniu, acum cu ochii pe cozonacul Mădălinei. Dar nu facem nicio discriminare, că îi salutăm și pe ea din Leordeniu Nou. Și ăla vechi și ăla. Deschid-o o dată, că ne buri destul, haide. Fii atent. Pregătiți-vă. Băi, Randy. Băi, îți place să chinuiești bărbați. Hai, dă-i. Randy, oameni buni, un băiat senzațional. Poți să le zici celor de acasă că pleci te din rog, țară? Deschide cozonacul, da? Poți să le zici că pleci din țară? Da, poți să le zici, oricum o să le zic. Vreau să fac și vlog, e mai... Deci, Randy, oameni buni, pleacă din țară 2 luni în Bali. Sunt convins că în mintea ta e altceva când spui asta. Da, vrei, iată, vrei să fii corespondentul nostru special, să ne trimiți săptămânal mesaje. Da. Sunt Randy, pac, perfect. Da. Pe bune? Normal. Vezi că ai promis. Păi, o fac și pentru mine. Dar faci cu, și cu ce mănânci și cu toate astea. Și cu la bustul gol, pac, bustul de aur. Nu, mai la bustul gol o să stau acolo. Nud merg pe plajă, nu mă nud. Deci din ianuarie, oameni buni, Randy, nud, doar la măruță. Hai să deschidem cozonacul, că de asta am venit aici. Camerele de televiziune sunt pregătite. Oamenii așteaptă și priviți. Da, impecabil. Da, mie îmi place. Mie îmi place. Așa arată. Ce, nu arată bine? Bă, da. Tradițional, tati. Foarte bine. Ai felia mea din ia uite, mamă, uite cum îi merg amortizoarele. Superb, ia uite. Perfect. Și este cozonacul cu tradițional. Domnul Nea Vasile n-are atât de multă cremă cum are, zici. Are, dar e pusă prea grămadă. Ai, bre, lasă-mă să stai un pic aici. Așa e cum te-am spus. Ia uite. Poate e bun la păi gust. Are, are. Ia uite-te, uite ce bine arată. Uite cum se rupe fâșii, fâșii, domnul Nea Vasile. N-ai ce să zici, n-ai ce să zici. Deci ăsta este fabulos cozonacul. Alex, uite-te aici, făcut de o domnișoară de 21 de ani, Alex. Eu am prins cotorul mai mult. Stai că îți mai dau o felie. Îți mai dau o felie. Mai lasă-l că după aia plânge Randy că... Uite. Și așa anul trecut a... Uite. A luat el cozonacul la licitație. Cred că a luat vreo 2. Ai luat. Ia să vedem. Tu nu mănânci? Mamă! Ia. Ah, ce frumos miroase. Dar e lămâie sau portocală în el? Și lămâie și portocală. Și un ajel, da. Mamă, Randy, imediat, ești și lămâie și portocală, imediat s-a prins. Dulce, dulce. Intră. Mai trebuie ceva. Tati, e tradițional ăla, adică... Un pic de sare, parcă. Nu se simte drojdea. Lați o pauză de 2 minute, să-l terminăm, ceva. Nu se simte drojdea. Fâșii, fâșii, ia uite-l. Ia uite-l, fâșii, fâșii. Ne-a gustat din umplutură. Perfect. Să ajung la umplutură. E foarte seacă. Domnule Nea Vasile! Vă las să mâncați. Ce părere ai, Randy? Îmi place. Îți place? Da. Are gust care ți-aduce aminte de copilărie tradițional? Crema putea să fie un pic mai dulce, după părerea mea. Crema un pic mai... Dar în rest? Un pic mai dulce. Cam fadă crema, așa, cam, nu știu, seacă. Mare seacă, fadă. Ia zi, Randy. Acum începe să-i contrazic pe experți. Nu, dar... Bă, e părerea ta și poți să-i contrazici pentru că tu ești juratul consumator. Eu de la început am spus că această cremă putea fi un pic mai dulce, da, într-adevăr. Se simte... Da, aluatul? Aluatul. Știi că ne-a învățat cineva aici că trebuie să plescăim ca să simțim mai bine. Viviana Mărza face pâine de casă și ne-a învățat că să-i simțim gustul trebuie să plescăim. Așa mănâncă ei acasă? Și așa se simte gustul. Fii atent, ia, plescăște. Da, domnule, altceva, nu? Rămâne un pic de gustul. Bun. Era un pic. Magdalena, să știi că e foarte bun, pe cuvânt. Uite-te că eu aproape l-am mâncat pe toți și îl termin. Chiar e foarte bun. Domnul Nea Vasile, ia zi, domnul Nea Vasile. Un pic rămâne gustul de drojdie, așa după cum. Rămâne un pic de gust de drojdie în gură. Rămâne un pic de drojdie? Da, da, da. În rest, aluatul bunicel, spre bun. Ca aluatul aromă, bunicel? Dar dulce, da. Așa? Crema nu-i potrivit. Dar ce are brenea pe Vasile crema? Nu-i legată, nu-i... Nu știu ce n-a pe pus. Pe cum se leagă? Albușul ăla de ouă bătut, spumă, nu se pune așa efectiv. Adică? Și amestecat cu ingrediente. Prea multă cacao, prea intens pus, nu știu cum să zic, dar nu...
Da, aluatul e bun, aluatul simplu. Și crema? Crema nu. Scoatem loc și facem pâine. Sarea, suficientă? Sarea, da. Suficientă, nu? Zahărul? Suficient. Aromele? Ce aromele? Mai merge un pic de vanilie. Nu se simte nici rom. N-a pus probabil deloc. Decât lămâie și portocală, ce ai mai pus? Am pus și vanilie și rom. Se simte numai lămâie și portocală. Are 6 luni Brerea Vasile de când face cu jumătate, ai 200 de ani. Da, oricum e foarte bun. Una peste alta, ca aluat. Dar una... Cel mai tânăr mucenic al Mata, câți ani are? Cel mai tânăr ucenic care face cozonaj la Mata, la cozonărie, câți ani are? De cât eu fac? Nu vrea să dea secret. Nu dăm secretul. Nu, așa frământă. Ia, Alex, cum frământă? Așa frământă. Cu mâinile la spate. Alex Gărțu, te rog frumos, Iulia asta dacă n-ai mâncat-o eu înapoi, că mie mi-a plăcut. Poți să iei, poți să iei. Zi. Of. Of. Chiar eram foarte entuziasmat când am văzut cozonacul din imagine, care este aerat și are umplutura mult mai bine distribuită. Îți sugerez ca data viitoare să bați albușurile spumă, pentru că nu-ți va mai ieși această umplutură seacă. Că nu am cum să zic altfel, are o textură buretoasă, așa este... Este greu de înghițit. Nu chiar, să știi. Păi da, dar dacă îi dai cu un pic de lapte, ia dai cu un pic de lapte, să vezi că nu îi dau cu lapte, nu e nevoie. Nu e nevoie? La mine alunecă, dar ia plescă. Plescă e puțin, să vedem. Ai văd dreptate, chiar. Nu, că nu e așa sec, ia zi. Mergea un pic mai dulce. Aluatul este foarte bun la gust. Felicitări din punctul ăsta de vedere. Deci, să știi că cu aluatul poți să dai lovitura și poți să ajungi în finală. Nu te lăsa descumpănită. Vreau să te felicit pentru că ești foarte tânără și este un cozonac bun. Este un cozonac bun. Putea fi îmbunătățit. Va trebui să reglezi și temperatura la care îl vei coace. Da, dar poate în finală, dacă ajunge, o să vină cu ăla bun. Da, m-ați omorât toată lumea cu finala. Păi trebuie să facem o comparație și cu ce am primit. Toți sunt învingători, știi? Răjeala aia, toți sunt învingători, știi? Trebuie să facem o comparație și cu ce am primit înainte, nu? Dar n-ai nimic de cremă. Am zis că este cam seacă din punctul meu de vedere. Albușurile trebuie bătute, nu amestecate așa. Pentru că nu va asimila bine această compoziție și, efectiv, va rămâne uscățică. 180 de grade temperatură de coacere este mult prea mare. Mult prea mare. Se arde la exterior și nu se coace bine în interior. La fel, nu întotdeauna ce este mult este și bun. Da? N-a pus mult acum. Deci nu secretul este să faci un dita mai aluatul și să-ți iei o dita mai forma de cozonac și să bagi acolo că o să scot un cozonac mare și... Întrebare pentru cei de acasă. Domnule Vasile a zis mai devreme că nu e crema legată. Ce trebuie să faci să legi crema asta? Eu i-am spus mai devreme că ar fi trebuit să bată. Crema are nevoie de ceva lichid. Înțelegi? Dacă tu ai băgat albușurile ca atare, fără să le bați, nu va fi efectiv legată. Poți să o legi și cu puțină smântână de gătit. Da, dacă vrei să ții albușurile așa, nicio problemă. Poți să o legi cu puțină smântână. Băi, Alex, dar se rupe fușii impecabil. Și da, ca și aluat. E perfect. Este bun. Și a crescut așa și pentru că nu are atâta zahăr în cremă. Ia cu pâine, tata. Înțelegi? Crema mai avea nevoie de niște zahăr. Și îți garantez că dacă ai mai fi pus zahăr, nu ar mai fi ieșit atât de aerat. Aluatul este bun și e păcat pentru deci un lucru bun câteva... Asta, tehnici din asta de gătire să nu e o notă mare. Alex, dacă... are 21 de ani, trebuie să o încurajăm. Eu cred, dar până la urmă e un concurs, trebuie să jurizăm, comparând cu ce am primit și în zilele trecute. Corect, zilele așa, mai glumim și noi aici. Știu, na... Și criticile pot fi și constructive, nu? Da, eu sper să înveți ceva din chestia asta și să vii data viitoare cu un cozonac mai bun. Este, nu mă înțelege greșit, e foarte bine pentru vârsta pe care o ai, pentru
câți cozonaci ai făcut, este foarte bine. Eu am spus, primele mele încercări de cozonac au fost literalmente dezastroase. Sub ăsta, nu? Da, iar copilăria mea nu a văzut un cozonac super mega wow, pentru că bunica mea făcea un aluat cu cacao și un aluat simplu și le împletea și n-avea, nu că n-avea stafidă, n-avea. Și trebuia să mănâncă altfel. Deci nu exista, era dictatură din punctul ăsta de vedere. Dar am evoluat cu timpul, ceea ce sunt sigur că vei face și tu. Mai dau un pic. Da, mersi mult. Mai uitai. Cum își știi nevoile, mă, incredibil. Exact. Îți dau mai subțire așa. Mersi mult. Exact, ești în Bali. Hai să ești corespondentul nostru din Bali, da? Direct. Și vrei să ai abdomenul exact cum trebuie. Păi, nu mai îndat în geam. Dăm note. Mădălina, dacă te ajută cu ceva, să știi că eu am mâncat două felii. E foarte gustos și chiar mi-ar plăcea să mai gustă cozonac de staf. Chiar foarte bun, da? Perfect. Dăm note. Randy. A. O? Acum te iei de mine ce faci? Nu, am întrebat ce ai mâncat. Nu e evident, e 8, da, oricum te uitai, 8. Păi te-ai mâncat două felii. Da, mă, da, aici am mâncat și cozonac mai bun. Ai mâncat și mai bun, nu? Băi, deci, de la 8 la 10 e o loc de evoluat. Poți să privești și partea plină a paharului. Mie îmi place de tine că ești corect. Sunt, nu? Da. Sunt, bă. Da. Sunt, ce să mai. 8. Nota 8 de la juratul vedetă. Alex Cârțu. Juratul în tunica violet. Fii om bun, Alexandru. E postul Crăciunului. Uite, vezi cum încep cu... Și așa mi-am luat sezonul ăsta, ți-am zis, o groază de hate. Deci o groază de hate. Dar din ce cauză? Că dau note mici. Eu nu consider că dau note atât de mici. Până la urmă e un concurs. La urma urmei știi cum e, cum cea că a venit cineva la Nea Vasile la cozonocorie, cred că a ieșit vrei de la bal de acolo, de la spital, și l-a certat pe Nea Vasile. S-a zis și a zis, dai note mici, ce bun era. Și Nea Vasile a zis, vrei, dar eu am gustat acolo la emisiune. Când luase la ceartă pe Nea Vasile. Da, da, da. Alex, nota! Ce facem? Bun. Votăm strict cozonacul și chiar îmi doresc să te revăd și să vii cu un cozonac mult mai bun data viitoare. Nota mai așa. 7. 7. Dar știi că dacă iei 10 acum de la Nea Vasile, da, cu siguranță. Ai 25 de puncte și intri pe locul 2. Îți trebuie un 10. Dar vedem la domnul Nea Vasile ce notă are pregătită! Da. Zi, Nea Vasile. Aș vrut să dau o notă mai mare, după cum am văzut în lucrarea. Ai fost 8, 8, 8, 7, 6, ai dat și 6, uite. Nu, după cum acea mai mare notă pe care ai dat-o până acum, Nea Vasile, e 8. Ai dat 8, 8, 7, 7, 6 și vedem azi. N-ai nimerit nici bine cu Randy. Că Randy a mâncat mulți cozonaci aici. Și și face la bustul gol. Altfel, când curge un pic de transpirație pe ea, se-i trecut. Da, nota este 7, o notă cam exagerată, dar... Exagerată, dar 7. N-ai. Să știi că ai luat 22 de puncte și ce pot să te anunț este că nu ești pe ultimul loc. Deci nu ești pe ultimul loc. Cu toate că par notele poate mai mici, dar uite, a fost și cu 2 de 6, adică să știi că mă dai pe cuvânt. Vin aici, nu plânge. Mama soacră, chiar îți bun cozonac și mama soacră, crede-ne. Bă, începutul e senzațional, adică e, începutul e senzațional. Exact, dar vezi că mai avem și ediția de Paști de cozonac, da? Da. Da, în aprilie, perfect. Și oricum în aprilie faci un an de când faci cozonac, da, și cine știe, pam, pam. Facem petrecere la un an. Știi să faci sarmale? Nu, mama soțului a vrut. Mama soacră, adică? Da, mama soacră. Vrea să facem concurs de sarmale? Vrea să vină, să-l câștige. A cerut la ProTV concurs de sarmale? Notează, Ciucă. Redacția, notați, facem concurs de sarmale. Bă, da, fii atent. Bă, deci... Eu sunt în... Vin și eu să mănânc chiar dacă nu mănânc carne, promit. Deci concursul de sarmale, Nea Vasile, știi să faci sarmale? În ianuarie. Știi să faci sarmale? Eu? Da. Nea Vasile, eu. Ce ai, bă, tati, bă. Mamă, concurs de sarmale cu piftii. Cârli,
Tu ești președintele juriului. De câte ori vorbesc cu colegul meu Cârli, oameni buni, el mănâncă sarmale în fiecare seară. Pe cuvânt. E președintele juriului. El gâdilă. N-am zice că mănâncă sarmale zi de zi. La gâdilă, pe gâdilă. I-am găsit punctul slab colegului nostru Cârli, dacă îl gâdili imediat. Perfect. Perfect. Vă mulțumesc mult că ați venit, Randy. Oricând. Ai fost extraordinar. Domnul Nea Vasile, ca de obicei, Alex Cârsu, la fel. Oameni senzaționali. Mădălina, să știi că avem și pentru tine un coș. E mai mic ăsta decât ăla de săptămâna trecută. Dar să știi care e aceleași produse. De la Dr. Edgar pentru tine. Să știi să exersezi. Și spui lui mama soacră, mama soacră, uite că am venit cu ceva de la emisiune, da? Cum o cheamă? Carmen. Să rămână doamna Carmen și pe mama ta? Mia. Să rămână doamna Mia. Să trăiască mamele, corect? Da. Îți mulțumim mult, Madalina, să ai baftă și te mai așteptăm sărbători fericite, să-ți trăiască copiii. Mulțumesc la fel. Mulțumim mult de tot. Mâine continuăm din nou cu un alt cozonac. Randy, îți dorim toate cele bune. Mulțumesc la fel. Și ne trimiți din Bali imagini, da? Sigur că da. Bravo. Dea Dumnezeu sănătate. Tu cu cine pretești Crăciunul? Cu familia, bineînțeles. Cam și fiecare a apărut an. Și ea în viața ta? Familia a apărut. În ea viața mea de 37 de ani a apărut familia în viața mea. În sfârșit, Randy și-a regăsit familia, oameni buni, după 37 de ani și vor petrece Crăciunul împreună. Îi mulțumim mult de tot. Cozonacul de aur continuă și mâine cu altă concurentă.